V-am pregătit o provocare. Vreau să vedem și să vadă și cei de acasă cât de mult ați reușit să vă cunoașteți în decursul celor peste 35 de ani de căsătorie. Felicitări încă o dată, apropo. Am aici și câteva întrebări. O să vă rog să închideți ochii și să arătați cu degetul spre persoana care îi aparține răspunsul din întrebarea mea. Sunteți pregătiți? Da. Da. Închideți ochii, vă rog. Și prima întrebare este: cine a spus primul "te iubesc"? Aduceți-vă aminte, așa? Au trecut mulți ani. Tu mai spui. Bravo, așa, așa. Deci ați înțeles. Prima întrebare am trecut-o cu bine. Anatol a spus primul "te iubesc" și ați răspuns bine ambii. Cine este mai romantic? Așa, bravo, îmi place. Cine face mai des surprize pentru celălalt? Anatol, poate te mai gândești. Ce unde ai luat-o? Eu, nu tu. Cine a făcut ultima surpriză, ca să știm mai sigur? Cum spuneți-mi așa? Eu. Care? S-am luat un palton și ai zis că ți-ai mit el. Și nici nu l-ai îmbrăcat pe mine. Păi asta e surpriză neplăcută dacă e mic. Da, dar eu din tot sufletul l-am luat. Ce să vă... Așa, vă rog să închideți ochii. Cine cheltuie mai mulți bani? Răspunsul este evident, bravo! Bătul. Așa, următoarea... Nu știu tot, cred că... A, nu știu tot. Așa, următoarea întrebare. Cine cedează primul după o discuție aprinsă? Așa. Bravo. Cine petrece mai mult timp pe telefon? Puteți să deschideți ochii, ați arătat unul către celălalt. Tu. Eu? Cine de-a luat-o? Nu șezi cu telefonul. Nu. Am înțeles că ambii petreceți mult timp. E problema tuturor cuplurilor din ziua de azi, dar mulți stau pe telefoane, închideți vă rog ochișorii. Cine întârzie mai des? Sau iese mai greu din casă, așa? Cine aduce cei mai mulți bani în casă? Foarte modest, Anatol. Cine e mai zgârcit, totuși? Cine e mai zgârcit? Unde-a luat-o? Nu, eu. A, pe... Așa. Normal. Cine face cel mai des complimente? Așa, bravo. Asta măcar să zic că e... Cine e mai conflictual? Vasca, ești în dreaptă, deștul la tine. Așa, am înțeles. Cine se duce mai des la biserică? Așa, bravo. Cine iartă mai des? Eu ești arată deștul la mine. Ambii iertați, asta este un secret al fericirii cuplului adevărat. Și ultima întrebare, cred că răspunsul este evident, dar totuși, cine gătește mai des și mai bine? Așa, cel puțin aici Anatol a recunoscut. E mai des, dar eu mai bine. Dați-i cezarului ce e al cezarului. Așa, cum vi s-au părut întrebările? Foarte ușoare. Foarte ușoare. Ușoare, da. Asta este. Acolo cu cine e mai zgârcit. Da. Eu am zis eu. Da, și Anatol a zis că el. Cine tu ai zis tu? Ia că muia eu am să știu. Cine? Eu nu zgârcită, eu sunt economă. Eu economisesc. Așa trebuie să fie o femeie. Da. Da, dar de azi înainte am să știu cine cheltuie mai mult. Că eu credeam că eu cheltuie mai mult, dar tu nu știi, mă zic, cine cheltuie. Da. Ați auzit? Cam dacă eu toate familiile, femeia e cea care cheltuie mai mult. Pentru că o femeie are nevoie de mai mulți bani, nu-i așa? De rochii, de pantofi, de genți, de cumpărături. Eu la general zic cine cheltuie, fiindcă Anatol doar mașina și-o cumpărat, restul cheltuie, eu le fac. Da. Eu mai multe fac.